Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Raport de Ales. În studioul postului de televiziune Roman 24 este invitată astăzi doamna președintă Emilia Arcan, prima președintă femeie a unui Consiliu Județean din România, o misiune pe care și-a asumat-o nu cu mult timp în urmă, dar o misiune grea și dificilă într-o lume a bărbaților suficient de mercantilă încât să nu accepte să fie condusă de o femeie. Îi urez doamnei președintă bună ziua și bine a venit la Roman 24 și haideți doamnă președintă să discutăm ca între noi fetele. Bună ziua și bine v-am găsit. Am răspuns cu drag invitației să fiu astăzi la dumneavoastră în studio. V-am promis de foarte mult timp și iată că a venit momentul să mă țin și de cuvânt. A fost o reală plăcere să dau curs invitației. Doamna președintă, noi ne cunoaștem de cel puțin 4 ani. Totdeauna am avut impresia că sunteți o femeie extrem de delicată, ceea ce se vede și după înfățișarea dumneavoastră. Asta, dar iată că mi-am schimbat radical percepția despre dumneavoastră acum de când de cele câteva luni, de când ați preluat șefia Consiliului Județean, pe care o conduceți, se spune, cu mână forte. Cred că ați observat și dumneavoastră că nu este deloc simplu ca femeie să lupți într-o lume exclusivă a bărbaților. Și misogină, că bărbații sunt misogini. Știți cum, aș putea să spun că noi femeile suntem mai puțin îndrăznețe. Pentru că ceea ce mi s-a întâmplat mie nu a demonstrat misoginism din partea bărbaților. Am avut oportunitatea să ocup o funcție politică, oportunitatea să ocup o funcție în administrația publică locală și acest lucru s-a demonstrat faptul că se datorează faptului că colegii mei masculi mi-au oferit șansa să mă promoveze, să mă aleagă așa cum au făcut-o în plenul Consiliului Județean atunci când a fost vorba de a alege pe cineva din rândurile consilierilor județeni. Acea persoană am fost aleasă eu, este adevărat, urmare a mai multor negocieri politice, a mai multor discuții purtate pe seama acestui subiect. Chiar dacă nu a fost ușor, chiar dacă lupta a fost destul de strânsă, iată că eu am avut șansa să fiu aleasă de colegii mei. Bun, nu știu, lumea să o apreciați ca o șansă. Este adevărat că este o provocare politică, este o provocare de management, da. Dar ținând cont de responsabilitatea enormă într-o asemenea funcție, nu având în vedere că pe tot parcursul acestui mandat, din 2012, de la finalul anului 2012 și până am preluat funcția de președinte, am ocupat funcția de vicepreședinte a Consiliului Județean, eram familiarizată cu tot ceea ce se întâmplă în Consiliul Județean, cu proiectele care sunt promovate de Consiliul Județean și tot ceea ce înseamnă administrație publică locală. De aceea mi-a fost ușor trecerea de pe o funcție pe alta. Aveam cunoștințe absolut tot ce înseamnă să faci administrație publică, să faci performanță, să promovezi proiecte care să fie benefice locuitorilor din județul Neamț. Pe de altă parte, așa cum știți, eu sunt poate cel mai în vârstă jurnalist din Roman, din județul Neamț, dinozaurul presei locale și cunosc foarte, foarte bine atmosfera din 90 și până acum. Opinia mea, doamnă președinte, este că mandatul acesta sau mai zbuciumat mandat ca în ultimii 4 ani nu a existat niciodată, că vă spun, de 20 de ani vin cu regularitate la ceea ce
înseamnă ședințe de Consiliu Județean, ați văzut că nu lipsesc, pentru că... Da, și chiar vreau să vă mulțumesc, pentru că de fiecare dată v-am văzut prezentă la toate ședințele de Consiliu Județean. Plus că suntem singurul post care transmitem în direct ședințele Consiliului. Fie că sunt ședințe ordinare, fie extraordinare, dumneavoastră v-ați făcut prezența împreună cu carul de televiziune și cu colegii dumneavoastră și vă mulțumesc foarte mult pentru că aceste ședințe... Sunt lucruri de interes pentru cetățeni. Sunt de interes public județean și vă vedeți într-o arie foarte largă și acest lucru nu face altceva decât să ne bucure, pentru că... Noi suntem foarte, fiind televiziune online, suntem foarte urmăriți și din străinătate și omul seara când ajunge în străinătate de la muncă vrea și el să știe ce s-a mai întâmplat acasă la el, acolo în neam. Așa este. Și cu ajutorul dumneavoastră și a expertizei dumneavoastră care vă recomandă și a profesionalismului de care ați dat dovadă, iată că ai noștri locuitori din județul Neamț, care și din lumea întreagă, și din acolo unde se află, la orice oră, au posibilitatea să ne vadă în direct sau reluare, să vadă ceea ce se întâmplă la ei în județ. Revin la întâmplarea, la întrebarea mea inițială. Ce se mai poate face în cele două luni au rămas, nu? Luna aprilie, mai, chiar și iunie, după alegeri. Două luni, se mai poate face ceva? Chiar și trei luni, aș putea să spun, chiar dacă este perioada precampaniei și după aceea vom intra și în campania electorală. Eu zic că nu trebuie amestecate lucrurile, noi trebuie să ne vedem pe mai departe, cei care ocupăm deja aceste funcții, fie de președinte de Consiliul Județean, de vicepreședinte și de consilieri județeni. Asta nu înseamnă că ne oprim activitatea, ne oprim din promovarea proiectelor, ne oprim din a face administrație publică. Pentru că noi, chiar dacă vom intra în campanie electorală și deja văd în mare parte că ai mei colegi de la formațiunile politice concurente, se simte că deja se fac auziți și doresc să se exprime mai vehement, mai cu tentă politică. Contestă tot ce absolut este ce este pe de la procesul verbal, asta a fost culmea, de la procesul verbal așa semnat este. Până la... Dar cetățeanul este cel care știe foarte bine să delimiteze ce înseamnă să faci administrație, ce înseamnă să faci politică și până la urmă va veni și vremea când o să ne taxeze pe fiecare în parte, atunci când vom fi în campanie electorală, când vom avea posibilitatea o mare parte dintre noi să candidăm și așa mai departe, să ne taxeze așa și să ne aprecieze sau să ne dezaprecieze activitatea care am derulat-o pe parcursul mandatului ce a trecut. Cetățenii trebuie să știe că într-un consiliu local sau un consiliu județean, în cazul nostru, proiectele de hotărâre care trec, sunt supuse discuției și dezbaterii consilierilor care le pot aproba prin vot sau nu le pot aproba, sunt emanație a președintelui... Inițiate de președintele Consiliului Județean sau de oricare dintre domnii vicepreședinți de Consiliul Județean și de oricare consilier județean în parte. Repet întrebarea, care sunt proiecte care... La ce proiecte veți promova în următoarele... Sunt proiecte care pot fi inițiate doar de președintele Consiliului Județean, sunt proiecte care pot fi inițiate de oricare dintre noi. Până la urmă, noi politicienii și mai ales acum mergând după legea nouă a aleșilor locali, președintele Consiliului Județean va fi ales din rândul prin votul indirect, respectiv a consilierilor județeni care vor fi aleși în anul 2016. Ca și proiecte pentru perioada următoare, avem o serie întreagă de proiecte, care vor fi puse pe ordinea de zi, cele normale, fie o rectificare pe capitole, fie o aprobare a unui regulament de funcționare, o organigramă a instituțiilor din subordinea Consiliului Județean. Astea sunt uzuale, dar ca să ne referim exact la o investiție sau la
proiecte care într-adevăr interesează opinia publică. Unul din proiecte este acel care a fost aprobat la ultima ședință de Consiliu Județean, la ședința extraordinară, acela care viza intersecția de la Girov, unde s-au întâmplat de-a lungul timpului foarte multe accidente care s-au soldat cu pierderea de vieți omenești. Și acest lucru m-a obligat moral până la urmă, pentru că l-am avut în vedere de ceva timp în urmă și am spus că nu se poate până nu voi finaliza acest proiect. Va fi o lărgire de intersecție cu foarte bine delimitată, foarte bine semnalizată, presemnalizată, cu o zonă mult mai largă de a avea vizibilitate de la cele două străzi care duc, drumuri care duc de la Dobreni spre Girov și de la Girov spre Roznov, cât și naționalul care duce de la Piatra Neamț la Roman. Acea intersecție, datorită faptului că era acoperită cu foarte mulți copaci bătrâni care nu erau toaletați, nu erau, chiar sunt foarte mulți marcați între ei pentru a se putea tăia, și mai mult decât atât, acolo este și o troiță care a fost construită fără niciun fel de autorizație. Dar la înțelegere cu conducerea primăriei de la Girov, cu înțelegerea reprezentanților de la drumurile naționale, am primit toate avizele și urmează în perioada următoare să fie dus la bun sfârșit acest proiect. Măcar acolo, lărgirea va fi făcută acolo unde va permite strada și vecinătățile, pentru că în două zone nu ne poate permite nici tronsonul de drum, nici proprietarul care este pe acea clădire în stânga drumului, într-o parte de șosea, este un proprietar unde nu poate fi găsit, este plecat în străinătate. Deci în două zone nu ne permite, nu avem posibilitatea să lărgim, dar pe două tronsoane putem foarte bine să ducem la bun sfârșit acest proiect. A venit primăvara, nu așa, trebuie să acordăm o atenție deosebită drumurilor județene, indicatoarelor de pe drumurile județene, acolo unde nu sunt, vor fi puse, acolo unde sunt, dar nu sunt din cauza că au fost foarte multe furate și trebuie să ne aplicăm asupra acestui subiect un pic mai mult, pentru că trebuie să dăm în grijă autorităților publice locale din zonele respective, la poliția comunitară, că eu vorbesc despre tot județul, nu doar de Piatra Neamț Roman sau orașele mai mici sau mai mari. Deci cam acestea ar fi proiectele care mai pot fi trecute. În afară de faptul că avem foarte multe proiecte care urmează să fie derulate, în sensul să fie accesate împreună cu ADR-ul. Noi avem Agenția de Dezvoltare Rurală. Da, și aici urmărim toate axele care se deschid și cu siguranță prin departamentul noi avem la nivelul instituției Consiliul Județean o direcție constituită nu de mult timp, în sensul că acești oameni se ocupă și urmăresc îndeaproape toate proiectele și axele care se vor deschide. Mai mult decât atât, acești oameni care sunt specializați pe accesări de proiecte, oameni bine pregătiți, oameni profesioniști care de-a lungul carierei au demonstrat profesionalism în acest sens. Și cu siguranță vom avea proiecte multe, proiecte frumoase, proiecte care vor fi benefice locuitorilor din județul. Vreau să vă întreb cum apreciați calitatea acestui Consiliu Județean în condițiile în care a fost, așa cum remarcam împreună, Consiliu cu cele mai multe schimbări, plecări, veniri de consilieri, contestări, majoritate făcută, desfăcută și așa mai departe. Până deci, din punct de vedere politic, mi s-a părut extrem de zbuciumat. Da. Până la urmă, orice
perioadă de timp care trece pe lângă noi este o perioadă zbuciumată. Cel puțin în mandatul acesta aveți foarte, foarte mare dreptate, pentru că ați sesizat-o din exterior ca privitor și mai ales ca om de presă. Ați constatat că într-adevăr a fost o perioadă zbuciumată, dar zbuciumată toată lumea este la ora actuală, agitată toată lumea. Vreau să vă spun că aș pune-o pe seama politicului, pentru că astea sunt negocierile politice, astea sunt relația între partidele politice concurente. Neseriozitatea deranjează în multe cazuri, pentru că eu sunt un om corect, un om vertical și vorba-i vorbă, cuvântul-i cuvânt. În momentul în care ai demonstrat tu, ca un reprezentant al unui partid, că nu dai dovadă de seriozitate, automat se șubrezește pe mai departe o eventuală colaborare, o rezistență a unei strategii pentru perioada următoare. Că nu mai poți să bazezi pe absolut nimic în condițiile în care partenerii de coaliție te dezamăgesc. V-aș ruga, doamnă președinte, să-mi spuneți, să-mi explicați câteva din deciziile pe care le-ați luat, așa cum spuneam, cu mână forte încă de la începutul acestuia. Mă refer de la situația la spital, situația la apaser, să le trecem în revistă. Acolo am văzut în comunicatul pe care l-am primit, cred că azi chiar l-am primit, despre punerea în funcțiune la spitalul județean. Ați descoperit că era un laparoscop care stătea nu știu de cât timp acolo. Așa este. Cu mare durere în suflet am avut neplăcerea să constat că un aparat care a fost adus la Spitalul Județean din 2011 printr-un proiect european de la Banca Mondială a fost adus, s-a aprobat atunci să vadă dacă funcționează, apoi a fost acoperit cu o folie și ținut pe un hol timp de 5 ani de zile, în condițiile în care la secția de ginecologie, obstetrică ginecologie, nu s-a operat niciodată. Nu s-a intervenit niciodată printr-o operație cu laparoscop și în condițiile în care ai specialiști care au făcut cursuri, care au fost specializați în acest domeniu, să nu fie lăsați să opereze laparoscop, este o mare durere. Dar cine le-a interzis? Păi dacă aude domnul Arbătescu, îl vrea la Roma, că la noi știți că chirurgia laparoscopică, așa este. Domnul doctor Arbătescu și soția sunt specialiști în chirurgie. Vreau să vă spun că din 2003 unul din doctori avea specializarea de a opera pe acest aparat, laparoscop. Din 2011, alt doctor și-a făcut specializarea să opereze pe acest aparat, să opereze laparoscop. Și așa mai departe, la ora actuală, eu cel puțin am descoperit 4 sau 5 persoane, dar am constatat că sunt vreo 6-7 persoane care sunt specializate pentru a opera pe acest aparat. Și acum era interesul să țin aparatul sub aparatul folie. Era a doamnei șef de secție, care nu a doamnei vrut, a spitalului. A doamnei. Deci, doamna nu a vrut. Acum iese vina de nu s-a pus. Doamna șef de secție, Georgeta Vintea, nu a permis celorlalte persoane, celorlalte cadre medicale, celorlalți medici care vroiau să opereze, pentru că dânsa nu avea această specializare. Deci informația a venit exact de la sursă. Eu nici nu aveam de unde să cunosc că există acel aparat, că a fost dat prin banca, a fost achiziționat, a fost într-un proiect prin Banca Mondială din 2011. Deci informațiile... Este doamna care a fost la direcția sanitară nu până anii 90 și ceva, da, doamna e posibil, Vintea, nu aș vrea da, pe vremea țărăniștilor, pe de unde vine și cei cu dânsa. Da. Cert este că nu s-a vrut și este dureros de grav să pot să constați că după 5 ani de zile am reușit. Am fost prezentă la o ședință de Consiliu de Administrație săptămâna trecută, luni. Și am întrebat despre acest aparat și am întrebat stadiul în care se află și unde este. Este adevărat, eu am mai semnalat la un post de televiziune din Piatra Neamț acest lucru,
După care am primit o scrisoare, o informare foarte frumoasă, foarte bine întocmită despre situația acestui aparat. Fie că se făceau renovări în secție, a trecut, am depășit această etapă, fie că nu erau specializați medicii pentru a putea lucra pe acest aparat, a trecut și această etapă, în condițiile în care erau persoane care erau specializate în acest domeniu. Deci, ce să înțeleg? Să iau de bază povestea doamnei care mi-a scris-o foarte frumos, foarte bine întocmită? Nu. Pe mine mă interesează de ce acel aparat din 2011, să zicem 2012, lăsăm și perioada de renovare sau ce a fost pe secție. Până în zilele noastre, până în zilele de vinerea trecută, când acest aparat a fost, am rugat lunea trecută ca până vineri să fie pus în funcțiune. Și spun telespectatorilor dumneavoastră, cu toată sinceritatea, am fost onorată și bucuroasă să constat că vinerea a fost pus în funcțiune și a fost operate și două persoane la paroscop în Spitalul Județean din Piatra Neamț. Deci sunt lucruri care alte li chestiuni. Se pune batista pe țambal, ce zice, da. Că nu este nimeni care vede să acest știe, lucru, da. Că nu este nimeni interesat. Uitați, sunt lucruri atât de importante pentru noi și pentru cetățenii, și pentru cetățenii. Pentru bolnavi, pentru... Doamna Ordean, vă spun cu toată sinceritatea, sunt medici atât de buni la, din punct de vedere profesional la Spitalul Județean, dar și nu sunt folosiți. Roman, da. Despre Roman este un capitol drag mie și chiar o să vreau să aprofundăm un pic și în Spitalul Roman, pentru că este un model de spital, este un model de oameni profesioniști a căror beneficiu sunt și pentru tot județul în condițiile în care Spitalul Județean este la Piatra Neamț. Da, da? Și povestea cu acea ambulanță, și dacă ambulanța se mai rezolvă, și, da, ambulanța mobilă care stă în... În condițiile în care vă spuneam, femeile care aveau urgențe, aveau nevoie de o operație la paroscop, plecau în alte județe din România, fie la Mureș, fie la Cluj, fie chiar și în capitală, în București. Pentru ce? Bun, și doctorița Vintea n-a putut fi trasă la răspundere pentru... Stați liniștită, că deja am început să fac demersuri, dar încet. Mi se pare trebuia, un egoism. Trebuia să mă edific foarte bine despre ce este vorba. Cum de altfel, astăzi am fost iarăși în Spitalul Județean, că trebuie să mă mut acolo, observ că în ultima perioadă mai mult mă preocupă spitalul și vreau să fiu preocupată și implicată foarte mult până se pune un pic treaba pe picioare, pentru că de-a lungul timpului s-a făcut treabă altfel și nu cum trebuie. Și vreau să intre... deosebire de Roman, acolo a fost tot timpul o gaură neagră. Amintiți-vă, dumneavoastră, numai în mandatul acesta de 4 ani. Așa este, aveți perfectă dreptate. Când era vorba să aprobăm în plenul Consiliului Județean sume de bani, în loc să fie o repartizare a acestor sume, să fie pe toate domeniile, fie pe învățământ, pe cultură, pe infrastructură, pe drumuri județene, pe partea socială, de asistență socială și protecția copilului, Direcția Generală de Asistență, pe partea de centrelor sociale, pe bătrâni, pe persoane cu dizabilități și așa mai departe. Noi am spus, băgăm acolo, la Spitalul Județean de Urgență, că vrem și noi să avem un spital ca toate spitalele care există în România, spitale a căror reprezentant și manager, să existe o implicare și o preocupare. Păi să ajungi la concluzia că la finele anului 2014 și 2015 au rămas 102 miliarde de lei necheltuite. Este inadmisibil. Și am să spun până o să fiu auzită de toți cei care vor să asculte și să audă. Este inadmisibil acest lucru. Spuneam că spitalul de la Roman, de când a intrat sub pulpana administrației publice locale, nu a avut un leu datorie, ci dimpotrivă. Așa este, dar ca să rămânem tot un pic la Spitalul Județean Piatra Neamț, pentru că acolo sunt problemele și vă spuneam că astăzi am fost iarăși acolo, să vedeți dumneavoastră ce mizerie și ce neglijență la bucătărie. Acolo de unde pleacă mâncarea către pacienți. Nu am cuvinte să spun
în fața telespectatorilor dumneavoastră cam ce am găsit acolo. Aș fi vrut să chem colegii dumneavoastră de la posturile de televiziune să vină cu o cameră să vadă ce este acolo. Nu se poate așa ceva. Bătaie de joc. Bătaie de banii publici, bătaie de joc ce de pacienți. Ce măsuri intenționați să luați în acest sens? După semnalele pe care le-am avut, am zis că nu aș putea să iau măsuri până nu mă duc eu să văd. Am fost astăzi, m-am convins de bătaia de joc de care dau dovadă. Am să le propun și Consiliului de Administrație și Comitetului Director să se facă o analiză la sânge, să vedem care este soluția cea mai bună, fie externalizăm tot ce înseamnă blocul alimentar, achiziții, bucătăria, scoatem pe SEAP, să vină o firmă care poate să asigure hrana acestor pacienți. Nu se poate altceva. Sau bucătari care sunt profesioniști, bucătari care fac mâncare. Asta e soluția mâncare mai bună, să-și aibă spitalul. Nu. Și am să vă spun de ce. Nu cred că asta este cea mai bună la momentul de față, pentru că acolo până nu investim, până nu facem o bucătărie modernă, o investiție în tot ceea ce înseamnă aparatul din blocul alimentar, nu se poate. Am putea și așa să zicem că o mai lungim puțin, dar în perioada următoare, dacă nu luăm măsuri radicale, astfel încât să intrăm în normalitate, înseamnă că degeaba mai facem pașii. Problema care facem. Cea mai mare în spitalele din România sunt acum aceste infecții nosocomiale. Exact. Care păi despre asta e vorba. Păi știți cum, vă spun cu toată sinceritatea, am văzut o scândură ca și cum ar fi fost luată din gard și mesteca în pilaf. Nu se poate așa ceva. Și am întrebat-o, ce-i cu asta? Păi am sprijinit-o aici ca să poată să fie sprijinit capacul, oale din alea industriale. Și zic, nu ai mestecat cu asta în pilaf? Nu. Și când am dat cu unghia și am scos pilaful de pe paleta respectivă, o paletă neșlefuită, necurățată, murdară, îmi este rușine să vă spun, să intru în profunzimea acestor nereguli. Dar n-ați fost însoțită acolo de directorii spitalului? Au rămas șocați ca să-mi spună că săptămâna trecută tot blocul alimentar a fost chemat la comisia de disciplină, unde li s-a dat, bineînțeles, prima etapă de un avertisment sau ce prevede codul muncii, contractul de muncă. Dar pe mine nu mă încălzește cu nimic, că le-a dat un avertisment și după o săptămână ne regăsim sub aceeași mizerie, sub aceeași infecție și imaginați-vă câtă bacterie. Da. Adică omul vine sănătos, da, cu afecțiune și pleacă cu mai multe boli. Și curățenia din spital, din restul, comparativ cu romanul la noi, se spune că lincimac, deși și aici. Chiar dacă mai sunt mici imperfecțiuni, ca în orice casă, ca în orice instituție, ca în orice domeniu, mai există imperfecțiuni, că nu se poate totul să fie la perfecție, deși uneori se impune acest lucru. Dar dacă ți-ai asumat să conduci o instituție, să ai un loc de muncă. Directorul este șef. Domnul Juncu acum, nu? Deocamdată este domnul doctor Juncu, este manager al spitalului interimar, dar dânsul mi-a spus foarte clar, găsiți soluția cea mai repede să fie scos postul de manager la concurs, pentru că eu știu să fac ceea ce am învățat. Eu sunt un chirurg, eu vreau să-mi fac meseria. Și pe bună dreptate, când ocupa și funcția de director medical, era pe domeniul lui, era mult mai simplu, ca și manager este mult mai foarte greu. Foarte dificil. Este mult mai greu și trebuie să-ți sacrifici tot timpul pentru așa ceva. Și meseria și profesia pe care o are nu poate să-și permită. Rămânând tot în domeniul acesta, aș vrea să știu dacă ați asigurat finanțarea aparatului de radiologie de la Roman, așa cum ați promis. Așa este, o parte din bani sunt dați și așteptăm și o rectificare de buget și cu siguranță promisiunea va deveni și realitate, pentru că eu am un respect deosebit pentru toți reprezentanții din acest spital, pornind de la conducători, de la șef de secție, de la manageri de spital, de directorul medical, unde o salut și
tot respectul și prețuirea pentru acești medici care profesează la spitalul din Roman, unde se aud lucruri foarte interesante, vorbe frumoase, feedback-ul este totul la superlativ. Și acest lucru ne bucură foarte mult pentru că într-adevăr, oameni dedicați meseriei și o fac ca pentru ei. Și aici aș vrea să apreciez un lucru și să-l scot în evidență totodată. Spitalul de la Roman este în subordinea directă a primăriei, da? Da, președintele Consiliului de Administrație este city managerul. Este city managerul și finanțatorul este... face parte și viceprimarul. Și finanțatorul și... Da. Este primăria, da? Da. Nu țin cont de culoarea politică. Pe mine nu mă interesează din ce formațiune face parte, ca și conducător, ca și primar. Pe mine mă interesează că face lucruri minunate pentru spitalul de la Roman. Și prin aceste vorbe am spus totul. Și arată așa cum arată. Și arată un spital de elită, un spital care, într-adevăr, merită. A obținut punctaj mai mare decât cel județean la acreditare. Să ne mândrim. Să nu intrăm un pic în ceea ce înseamnă acreditarea. Că am primit telefoane să mă întrebe ce părere am de dacă eu am demis pe medicul, pe managerul Lazar și totodată a venit acreditarea. Eu nu aș vrea să intrăm în profunzimea acestei... Acreditarea oricum se dădea, că trebuiau să o dea. Eu atâta le-am pus întrebarea. Cei care au venit la acreditare și-au făcut treaba. Ok, n-am nimic împotrivă, nu-i contest, mă bucur că s-a dat acreditarea, dar asta nu înseamnă că avem totul pus la punct, totul este perfect și nu mai trebuie să mai facem nimic. Nu, nu. Acreditarea este un segment, noi trebuie să creăm condiții în spitalul județean măcar să ajungem la nivelul spitalului de la Roman. Da, se punea problema chiar la ultima conferință de presă care am avut-o la spital, aceea înființarea acelor comisii de etică și disciplină, care au și printre alte atribuții ale acestei comisii erau și supravegherea a ceea ce face conducerea spitalului în ceea ce privește asigurarea unor lucruri care noi până acum nu eram obișnuiți. De exemplu, știi că te duci în spital, venea doctorul, te consulta la pat, acum nu te mai poate consulta oricând. Trebuie să-ți asigure ție dreptul la intimitate ca și pacientul asta. Trebuie procurate acele pentru acele paravane la pat. Este adevărat. Aceste modele sunt luate și din exterior, pentru că, nu așa, suntem țară europeană, facem parte din Uniunea Europeană, suntem ca oricare altă țară care este membra Uniunii Europene. E normal, dar până aici trebuie rezolvate foarte absolut multe. Lucruri mai mărunte, cum spuneați. Mărunte, dar de o însemnătate extraordinar de mare. În bucătărie să... nu mai discutăm de bucătărie. Nu vreau să vă mai spun poziția unei doamne doctor de la UPU. Foarte multe reclamații sunt ajunse la noi, la Consiliul Județean, atât scrise, atât telefonice, cât și personal. Persoane vin în audiență să semnaleze o serie întreagă de nemulțumiri aduse din partea celor de la UPU, fie medici, fie asistenți, însemnând orice, de la intrare, cât timp te ține să aștepți, după ce ai intervenit, foarte, foarte greu. Poate să-ți ia o analiză, poate să intervină asupra unui, să-ți dea un diagnostic și așa mai departe. Oare persoanele care ajung acolo, eu îi întreb pe cei care, într-adevăr, au ales această profesie, această meserie, acel loc de muncă, consideră că acele persoane care merg la UPU n-au ce face acasă? Nu au ce să facă altceva decât să ajungă la UPU? Deci se duce la nevoie, la disperare, se duc pentru că sunt afectați de... au o anumită afecțiune, da? O problemă acută, o durere de... știu, eu nu vreau să intru în profunzime ca și diagnostice sau și așa mai departe. Deci ajungi la spital pentru că te doare ceva, da? Mai pe românește. Doamna președintă, vreau să... Dar să fii tratat cu atâta superficialitate, cu atâta tragere de timp, nu știu, parcă simte pacientul că nu i-ai dat dreptul și nu se poate apropia de tine.
Sau mai sunt persoane care spun, păi dacă aș suna acum la Consiliul Județean să anunț, pentru că eu am spus, am făcut public, să sune ori la ce oră, din zi și din noapte, eu mă deplasez și merg la Spitalul Județean să vedem ce se întâmplă acolo. Nu este posibil o persoană care este dusă cu ambulanța să stea 2-3 ore în așteptare să fie luat. Nu! Din punctul meu de vedere, nu! Și nu mă voi lăsa până nu o să intru pe o linie dreaptă, să o intru într-o normalitate, din toate punctele de vedere. Mă interesează, rămânând în același domeniu, dacă dumneavoastră, din calitatea pe care o aveți de președinte al Consiliului Județean, puteți să determinați împreună cu prefectul județului, doamna Dobrilă, cu care am înțeles că aveți o relație absolut civilizată. Da, asta... mi se pare normal, din punct de vedere instituțional și mai mult decât atât, din punct de vedere uman, e normal să fie așa, să fie o colaborare elegantă, să fie o colaborare fructuoasă, astfel încât să nu existe niciun fel de sincopă. Spuneam rezolvarea acelei probleme cu salvarea aceea mobilă care a fost retrasă la Inspectoratul Județean ISU de situații de urgență. Luată de la Roman, de asta spun că depinde de foarte mult de dumneavoastră, pentru că exista o soluție să se înființeze în subordinea unității de primire urgențe de la Piatra, o a doua linie de gardă ca să poată fi lăsată la Roman. E un mare păcat pentru că s-a luat această decizie, dar este pe agenda mea și cu siguranță o să vă informez când o să fie pe linia cea dreaptă, pentru că erau atât de bune aceste statistica locuri prezentată, câte da, vieți au fost, câte misiuni da, au rezolvat este, aici, când multe a fost dat aici pentru asta. Nu cont că Roman este pe 85, că da, deservește da, o treime din absolut, județ. Din trecător, din județ. Era o chestiune destul de bună, dar nu știu ce s-a avut. Am înțeles că și domnul senator Chelaru a făcut o interpelare da, a ministrului Tobă. Da, așa este. Haideți să trecem acum la problemele de la Apaserv și acolo este iar un lucru care vă consumă foarte mult. Da, dar faptul că la ultima intervenție care a avut loc cu schimbarea acelei țeve pe Petru Movilă, așa după cum s-a stabilit foarte clar în Comitetul Județean pentru Situații de Urgență și s-a pus foarte mare accent pe promptitudine, seriozitate maximă și implicarea tuturor reprezentanților din județ, fie prefectură, fie Consiliul Județean, fie APASERV și, nu în ultimul rând, societatea care a fost contractată pentru a interveni în acest sens. O societate privată care a avut contract cu societatea APASERV, Compania Județeană de APASERV, și am înțeles că nu au fost probleme și s-au descurcat mai repede de timpul limită care a avut loc. Bun, se punea și acolo problema ultimă și de a fost tensionate să... cu agamanii, cu a fost, demisiile. Cu așa, au fost o serie întreagă de probleme și în acest sens. Dacă pornim de la faptul că în primă fază s-a redus indemnizația membrilor din adunarea generală a acționarilor, mai mult decât atât am redus și numărul membrilor. Inițial aș fi vrut eu ca și inițiator aș fi vrut să fie redus de la 11 la 7, după aceea prin mai multe discuții și cu propunerile domnilor consilieri județeni, fie de la noi, fie de la celelalte formațiuni politice, de la UNPR, au stabilit că cel mai bine este ca numărul să fie redus de la 11 la 5. Inițial, așa am mers în plenul Consiliului Județean cu acest proiect promovat în felul acesta, de la 11 la 5, dar a mai fost un amendament și s-a hotărât ca numărul să fie scăzut la 3. Drept pentru care s-a supus aprobării, s-a aprobat, o parte din consilierii județeni și-au dat demisia la acea ședință, o parte și-au dat-o după și acum urmează să vedem care dintre cei 3 urmează să-și desfășoare activitatea în adunarea generală. Acolo și de managementul de la APASERV. Da, au fost o serie întreagă de lucruri care nu funcționau pe linia cea dreaptă. Managerul a crezut că
poate să fie și așa, că știți, este o vorbă, merge și așa, ia uitați că nu mai merge, dacă a fost tolerat de-a lungul timpului, a venit vremea în care ne-am pus punctul de vedere, fiind și noi Consiliul Județean, fiind acționarul principal și încercăm să îndreptăm lucruri. Eu nu merg pe principiul că îl dau pe unul afară, o persoană afară și să-l înlocuiesc cu altă persoană, dar să fie... Nu, bine, acolo e vorba și de un contract de management beton. Nu asta ar fi fost problema. Nu asta ar fi fost problema și nu de asta ne-am împiedicat. Nu. Se putea foarte simplu și se poate foarte simplu și în perioada următoare, dacă se vrea, se poate. Dar s-a pus accent, în primul rând, pe diminuarea atât a indemnizației cât și a numărului de agamani. Și după aceea o să-și facă treaba pentru că de aceea sunt plătiți. Bun, ca și Consiliul de Administrație trebuie să fie în același regim. Am înțeles că acolo mergeau bani grei la indemnizațiile astea, că ele sunt procentual da, 10% conform legii îți permite să te duci chiar până în 20% și ceva%, dar noi am stabilit 10% din indemnizația managerului. Așa că în ultima perioadă nu am mai ținut cont de plafon, nu am mai ținut cont de procent și am spus că de la 20 și cât era, să nu, de la 2000 cât era, să se reducă la 1000. Acolo... Și am transmis deja și către Consiliul de Administrație, am purtat o corespondență și cu și înscris și i-am rugat să ia măsuri și la reprezentanții din Consiliul de Administrație. Acolo mai era o problemă pe care a ridicat-o managerul, aceea a faptului că în toate celelalte județe, consiliile județene au contribuit cu cotă parte la asigurarea a ceea ce înseamnă cofinanțarea la proiectele europene. Da. Pe când da. La Neamț nu s-a întâmplat așa lucru care a determinat societatea să apeleze la împrumut bancar care de fapt a înglodat-o în aceste datorii. Nu cred că aici este problema că s-a înglodat, că până la urmă compania județeană Apaserv nu trebuie să meargă pe pierdere, sunt foarte multe pierderi în o risipă a banilor. Și pierderea ne-am țis peste 50%. Da, nu s-a pus accent hotărât și ferm pe tot ce înseamnă pierderea de apă, că degeaba ai pierdere pe de altă parte și tu vii și te îndrepți tot asupra consumatorului și încarci la nota de plată, la factura de plată. Este într-adevăr cea mai scumpă apă din țară? Așa se spune, dar și acolo există o explicație care consumatorul nu înțelege. Sunt niște parametri care trebuie respectați și urmarea accesării proiectului, a proiectului european. Sunt norme care trebuie respectate și apa, le-am spus, indiferent de situație, apa nu trebuie să fie scumpită. Sau, dacă găsim o posibilitate, să reducem măcar prețul, ținând cont că a scăzut TVA-ul de la 24% la 9%. Vedeți posibilă o ieftinire în mandatul dumneavoastră? Nu, nu putem să spunem de ieftinire, dar cel puțin m-aș bucura, nu exclus, dar sunt foarte atentă la promisiuni, pentru că odată venind în fața telespectatorilor și făcând promisiuni de acest fel necontrolate și promisiuni care știi că nu poți să le duci la bun sfârșit, nu se poate. Eu, cel puțin, pe mine nu mă caracterizează acest lucru, trebuie să fii sincer în fața cetățeanului, în fața telespectatorului, dacă ai posibilitatea să vii să te prezinți exact, să prezinți lucrurile așa cum sunt, trebuie maximă seriozitate și până la urmă sinceritate. Mă interesează, doamnă președintă, de asemenea, colaborarea dumneavoastră cu unitățile administrativ-teritoriale din județ. Cum ați fost primită de primarii care știți că veșnic au o nemulțumire că cei de la Consiliul Județean nu le dau câte fonduri ar trebui, câte fonduri ar avea fiecare localitate nevoie, bani sunt puțini, nevoi multe.
Ca să spun așa că să mă refer la întrebarea dumneavoastră, cum am fost primită, majoritatea primarilor, domnilor primari și doamnelor primari din județul Neamț m-au cunoscut, am făcut de-a lungul timpului foarte multe campanii electorale, ne-am cunoscut pe linie politică. Nu aș putea să spun că s-au luminat sau s-au bucurat sau s-au supărat, au existat supărări din partea unora sau altora, pentru că eu am preluat această funcție începând de la finele lunii ianuarie. Dar ceea ce le-am spus și i-am asigurat că îi voi sprijini cu tot ceea ce îmi stă în putință, pe tot ceea ce înseamnă infrastructura, drumurile județene, întreținerea drumurilor județene, pentru că sunt foarte, foarte multe proiecte și depuse la Ministerul, sau au fost depuse la Ministerul Dezvoltării cu privire la bani veniți de pe Ordonanța 28, care au venit în ultima perioadă fie prin prefectură, fie au fost dați direct de la minister. Dar documentația tehnică, toți pașii care au fost făcuți, au fost făcuți prin Consiliul Județean, numai că banii s-au derulat sub o altă formă și nu în forma care a fost până nu de mult. Deci toate unitățile administrativ-teritoriale din județul Neamț au fost beneficiare a proiectelor pe Ordonanța 28 și fiecare primar a știut să-și gestioneze foarte bine treaba încât să fie posesorul a unui proiect derulat sau în curs de derulare sau care s-a încheiat. În acest sens chiar m-am bucurat foarte mult pentru că avem primari foarte buni, primari care sunt la al doilea, al treilea, chiar și la al patrulea mandat sau chiar și după Revoluție avem primari care... Ceea ce le spun eu, primari din categoria primar de o viață. Primar de o viață, foarte frumos. Primar de o viață care au demonstrat că știu să facă administrație publică, au demonstrat profesionalism, au demonstrat că sunt iubiți de comunitatea de unde fac parte și e mare lucru să ți se dea votul ani de-a rândul, mandate de-a rândul. Sunt câteva cazuri chiar primari care au fost și pe vremea lui Ceaușescu. Avem la Gherăiești, da. Bozienii, da. În schimb, sunt și primari destul de risipitori, pentru că tot am văzut rapoarte ale Curții de Conturi care au descoperit niște nereguli în cheltuirea banului public. Nu știu dacă se poate spune că au risipit. Cred că în dorința de a face multe lucruri nu au fost suficient de atenți, nu au fost suficienți de consiliați, că până la urmă un primar nu trebuie neapărat să cunoască și contabilitatea, și partea juridică, și partea managerială. Un primar este, într-adevăr, din popor, din rândul populației, nu se ține cont că până la urmă, la momentul acesta, la momentul de față, în zilele noastre, nu s-a pus accent pe profesie. Deci nu se impune ca un primar să poată să candideze, îi trebuie să fie... Cum stăm cu banii, doamnă președintă? Mai sunt bani în bugetul? Deocamdată nu, dar sunt prindeți convinsă o rectificare că până la... va fi o rectificare de buget și sunt convinsă că vor veni bani, fie de pe partea din economiile noastre, mai avem și în fondul de rezervă, vor veni și de pe proiecte, vor veni, da, mai sunt. Eu zic că am să fac în așa fel încât să fiu imparțială și să fac să fie bine pentru toată lumea. Mă mai interesează un lucru. Tot în ultima lună, ținând cont de toată această poveste cu bebelușii și cu laptele, ați dispus un control pe chestiunea laptele și cornul. V-au venit primele concluzii? Știu că domnul vicepreședinte Vasiliu se ocupa de
această secțiune. Da, pe acest segment m-am alarmat puțin de ceea ce am văzut în țară, pentru că s-au semnalat foarte multe județe cu probleme pe corn, pe lapte, pe infecție alimentară și așa mai departe. Și copilașii sunt cei care, unii dintre ei sunt foarte sensibili și am spus că mai bine să paza bună păzește primejdearea, este bine să se meargă într-o echipă cu reprezentanți de la inspectoratul școlar, de la Direcția de Sănătate Publică, de la prefectură, de la noi, de la Consiliul Județean, oameni care răspund de acest domeniu și chiar am rămas plăcut surprinsă să constat că lucrurile sunt, nu am putut să acoperim toată area din județ, dar acolo unde s-au făcut aceste controle, s-a constatat că lucrurile sunt pe linia. Ce firme au contract pe laptele și cornul? N-aș putea să vă spun acum, dar sunt firme care au câștigat licitația pe SEAP, firme care au derulat acest proiect de ani de zile și nu aici este problema de firma care într-adevăr a câștigat o licitație urmare a SEAP-ului. Nu aici. Problema este de unde, că acel furnizor nu este producător. La rândul lor, o serie întreagă de firme achiziționează din altă parte. Aici este pericolul. Dacă este foarte bine controlat produsul, dacă este foarte bine chipzuit, până la urmă aici este comerțul care se face. Mă duc la o firmă credibilă, văd dacă corespunde din toate punctele de vedere, organoleptic, înainte de preț, că da, oricum discutam azi că prețul cel mai bun este cel mai, prețul cel mai mic este și produsul foarte bun. Dar aici se lucrează la legea achizițiilor și este un alt segment. Dar astăzi de discuție a trecut prin Camera Deputaților, chiar discutam cu domnul deputat Munteanu, o nouă lege a laptelui care aduce o serie de majorări și sprijină producătorii autohtoni, pentru că în ultima vreme tot mâncam lapte venit din exterior cu fel de chimicale în el. Și așa mai departe, mie mi se pare însă că cuantumul. Păcat că pe teritoriul județului Neamț sunt producători avem pe și de lapte, Neamț, și de panificație, și, și când vezi că vin din alte... Să te încadrezi în este adevărat, ceea ce de Consiliul Județean cam greu. Dar nu se dă de la Consiliul Județean, să fim foarte bineînțeles. De la guvern se parte. Guvernul prin dă Consiliul. Prin Consiliul Județean. Consiliul Județean plătește, dar la rândul nostru încasăm de la guvern. Bun, de la, de ani de guvern, zile, cuantumul acesta pentru lapte și corn a rămas la fel și nu acest lucru este, n-a existat nicio variație. Acest lucru se stabilește de sus, de la minister. Da. Deci nu noi suntem cei care stabilim prețul și așa mai departe. Aș vrea, ne apropiem de finalul emisiunii, aș vrea, doamnă președintă, să mai vorbiți de câteva proiecte pe care credeți că le mai puteți finaliza până în luna iunie și, în primul rând, dacă vă simțiți mulțumită de ceea ce ați realizat ca și ales județean în cei 4 ani. Dacă ar fi să vă dați așa o notă privind activitatea din cei 4 ani, care ar fi? De 9, de 10? De... Nu, n-aș putea eu să-mi dau o notă mie. Eu am să las cetățenii din acest județ de a nota, pentru că, într-adevăr, nu cred că pot să mă urc mai sus de nota 7, pentru că nici nu discutăm de 9 și 10, pentru că aceste note sunt ale profesorului și, indiferent cât ar fi ele vu de bun, tot mai trebuie taxat, pentru că nu există perfecțiune, nu există tot timpul să fii dotat și informat și mai ales să ai și o prestație de 9 și 10. Dar ca să nu trecem la partea de note, sunt foarte multe proiecte care urmează să fie realizate, v-am spus, prin ADR și aici pun accent pentru că avem posibilitatea să se acceseze foarte multe proiecte, să urmărim cu foarte mare atenție axele care se deschid și prin oamenii noștri, prin reprezentanții noștri care îi avem la Consiliul Județean, prin direcția de proiecte, să accesăm aceste proiecte care urmează în perioada următoare.
fie unele se încep a se deschide în luna mai, unele chiar la sfârșitul acestei luni, și în momentul în care se vor deschide axele și vom merge pe a le aplica, cu siguranță o să informez pas cu pas ce voi face la Consiliul Județean. Dacă m-aș gândi pe partea pentru perioada următoare, ca oricare om politic, ne gândim la strategia pe care trebuie să o punem în aplicare, ca și oameni politici, ca și strategie de campanie, dar astăzi nu discutăm despre campanie, pentru că aici este un alt segment. Aș pune accent pe partea de promovarea pe femei, pentru că, nu așa, reprezint femeile, reprezint femeile social-democrate la nivel de județ și național, și național ca și vicepreședinte. La sfârșitul acestei săptămâni voi avea o delegație venită de la București, unde vom face cursuri de pregătire pentru doamnele care vor candida la alegerile din 2016, din luna iunie. Va fi prezentă președinta Organizației Femeilor din România, Viorica Dăncilă, împreună, cred că vine și doamna Rovana Plumb, împreună cu doamnele din zona Moldovei, începând de la Iași, Suceava, Botoșani, Vrancea, Galați, Brăila, Bacău și Neamț. Și voi fi o gazdă eu, le voi primi în jur la 100 de doamne care le voi găzdui. Dificilă. E destul de grea, dar... Am să vă întreb încă de la început, vreau să vă întreb, ați mai avut zilele acestea o satisfacție majoră, aceea de a fi învins anii la proces de la Bacău. Da, așa este. O temă care v-a măcinat, cel puțin în ultimii 20, a fost o temă politică. Nu pe m-am care măcinat. De câte ori un adversar politic mă prindea la colț, da, mi-o trăgea că ești incompatibilă, și eu le-am spus de fiecare dată. Eu nu sunt incompatibilă, oameni buni. Eu sunt incomodă pentru foarte mulți. Și acest lucru, cred că a deranjat pe foarte multă lume. Le-am stricat jocurile, i-am deranjat pe mulți, dădeam în unul, țipa 100, și despre asta pot să vă spun că merg mai departe, merg cu stoicism, merg cu verticalitate, nu mă îndoaie nimeni de la principiile mele sănătoase, de la modul cum îmi desfășor activitatea, pentru că așa cum am spus la începutul mandatului și la preluarea funcției, am spus că vreau să las o ușoară urmă pe acolo pe unde voi trece. Mai candidați pentru mandatul următor? Până când mi s-a dat hotărârea de la Curtea de Apel și mi-a spus că, ca să fac o paranteză, eu, ca om, ce sunt vertical și demn, eu am solicitat ca acest proces să se desfășoare mai repede. Termenul meu era după alegeri. Dar am plătit în regim de urgență și am spus că doresc ca acest proces să decurgă mai repede, indiferent ce verdict voi avea, ce răspuns și ce hotărâre va fi. Eu vreau să știu dacă sunt vinovată sau nu. Din documentele mele pe care le-am avut și pe care le-am prezentat atât la anii, cât și la instanța de judecată, la Curtea de Apel Bacău, rezulta foarte clar că nu sunt vinovată. Același lucru am spus și la anii când am fost chemată. Am demonstrat că cineva nu și-a făcut treaba și am rămas undeva respectiv cu Registrul Comerțului. Respectiv Registrul Comerțului. Veți acționa în judecată Registrul Comerțului. Nu mai este o prioritate pentru mine și chiar nu mă mai interesează. Îți bucuroasă că instanța de judecată. Nu e niciun fel de problemă. Nu e niciun fel de problemă. Prin documentele pe care le am, sunt convinsă că voi câștiga. Dar nu mai este o prioritate pentru mine să mă lupt cu Camera de Comerț sau să mai fac alte demersuri. Cert este că instanța de judecată a demonstrat încă o dată că este corectă, este imparțială și judecă la justa valoare a fiecărei spețe. Doamnă președintă, dacă mai aveți ceva, și ce v-am întrebat eu. Și cu privire la stres, nu am fost niciodată stresată. Vă spun cu toată sinceritate, așa de frumos s-a derulat acest proces, încât eu chiar nu am fost stresată că voi pierde. Eram pregătită și că voi pierde. Dar totodată
subconștientul meu îmi spunea că eu voi câștiga. Drept pentru care a fost o bucurie imensă să constat că nu fac de râs formațiunea politică de unde fac parte și că dacă mă voi gândi să candidez pe listele, fie de consilier județean, fie la parlamentarele din toamnă, am să fiu demnă și mulțumită sufletește că din acest punct de vedere pot să merg mai departe. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune în numele meu și al telespectatorilor mei și vă mai așteptăm ori de câte ori. Cu mare drag, a fost o reală plăcere să fiu alături de dumneavoastră și alături de telespectatorii dumneavoastră și vă mulțumesc!